despre electronică și laborator. Ce trebuie să știm ca să începem? Bunicule, ce este electronica? A, dragul bunicului, mă bucur că mă întrebi. Dar înainte să-ți răspund, te întreb eu. Ce este matematica? E, asta e simplu. Matematica este o știință care studiază numerele și relațiile dintre ele. Perfect! Dacă ne gândim la o definiție asemănătoare, electronica este o disciplină care se ocupă cu studiul dispozitivelor electronice și al aparatelor și circuitelor care conțin aceste elemente, adică circuite electronice. Adică? De exemplu, televizorul este un aparat electronic. El conține o mulțime de componente electronice și a fost proiectat de electroniști, adică de acei oameni care se pricep la electronică. Hai să ne gândim împreună la câteva aplicații practice ale electronicii. Radioul, televiziunea, comunicațiile, cibernetica. Legat de radio, pot să-ți spun că fizicianul croat din America, Nikola Tesla, a contribuit în mod esențial, împreună cu alți inventatori, la crearea primului aparat radio. El a construit un sistem care putea transmite și primi semnale radio de la o distanță de aproape 3 km. În 1895 a trimis un semnal radio pentru prima dată. În 1907, el a recepționat în premieră un semnal radio din Canada și anume semnul X, transmis într-un cod special numit codul Morse. Ia să vedem, poți să-mi dai exemple de aparate electronice din jurul nostru? Dar tu, cititorule, poți să-mi dai un exemplu de aparat din jurul tău care nu conține componente electronice? Wow, ce frumos! Nu m-am gândit niciodată așa la aparatele din jurul meu. Vreau și eu să învăț electronică. Mai întâi, trebuie să știi și să respecti câteva reguli simple, dar importante, pentru a nu ne accidenta, pentru a nu ne curenta, să putem lucra în siguranță și cu voie bună. Sigur, spune-mi și îți promit că le voi respecta. Trebuie să avem grijă cum ne mișcăm în spațiul destinat electronicii. În niciun caz nu alergăm. Să nu agățăm cabluri, să nu lovim din greșeală lucruri care pot produce accidente, să păstrăm ordine și curățenie. Nu ne jucăm în spațiul destinat electronicii. Nu ne jucăm cu pistolul de lipit, cu celelalte scule și unelte, clești, șurubelnice, etc. Nu băgăm nimic în priză decât ce, dacă și când spun eu. Avem mare grijă să nu ne ardem cu pistolul de lipit, nici pe noi, nici hainele, nici cablurile sau celelalte lucruri din jurul nostru. Nu punem niciodată mâna pe partea metalică a pistolului de lipit. Arde rău și facem bășicuță la deget imediat. Ustură tare și trec 2 săptămâni până se vindecă. De câte ori lăsăm pistolul de lipit din mână, îl lăsăm obligatoriu în suportul lui special. Când lucrăm cu substanțe chimice, o să vezi că vom folosi diferite substanțe. De exemplu, clorură ferică pentru plăcuțele cu circuite imprimate. Folosim mănuși de protecție, folosim cuve de plastic sau tăvițe dedicate, avem grijă să nu pătăm nimic cu substanțe. Dar nu e nimic complicat. Sunt reguli normale. Da, și dacă le respectăm, nu vom avea incidente neplăcute.
Acum să-ți arăt câteva exemple de componente electronice. Doar le enumerăm. Amănunte despre ele vom învăța la momentul potrivit. Bec, întrerupător, baterie, rezistor, condensator, diodă, LED, tranzistor, circuit integrat. Și cel mai important, acum la început, să învățăm să lipim cu pistolul de lipit. Nu cu pistolul de plastic topit. Da, abia aștept. Gata, acum începem. Start treabă! Să învățăm să lipim. Lipirea pieselor electronice se face folosind pistolul de lipit și fludorul. Sigur că de ajutor ne sunt și altele, dar despre ele vom învăța pe parcurs. Pistolul de lipit și fludorul sunt de bază. Pistolul de lipit poate avea diferite forme constructive. Poate fi așa, chiar în formă de pistol, sau așa, ca un creion mai mare, sau așa, stație de lipit, care are și posibilitatea de a regla puterea de încălzire a pistolului. O unealtă mai complicată și care, cel puțin deocamdată, nu vă este necesară. Lipirea o facem cu fludor, acel material care lipește piciorușele pieselor electronice și conductorii. El poate fi așa sau așa, mai gros sau mai subțire. El este un metal și, în afară că fixează piesele, are un rol și mai important. Asigură contactul electric între piesele lipite pentru trecerea curentului electric. Fludorul arată ca o sârmă moale, fie înfășurată pe un suport de plastic, fie într-un tub de plastic. Când vârful fierbinte al pistolului de lipit atinge fludorul, acesta se topește și curge. Atenție! Nu puneți degetul pe el! Este foarte fierbinte! După ce îndepărtăm pistolul de lipit de la locul lipiturii, fludorul se răcește și se întărește imediat. Piciorușele lipite vor rămâne ca sudate, iar lipitura noastră va ține piesele și conductorii în poziția dorită și va asigura și trecerea curentului electric. Putem lipi piciorușele pieselor electronice între ele, sau putem lipi piesele electronice pe plăcuțe speciale, numite plăci de circuit imprimat. O placă de circuit imprimat este formată dintr-un material izolator pe care se află un strat subțire de cupru, din care vor fi realizate traseele. Piciorușele componentelor se vor introduce prin găurile date pe placă, unde se vor și lipi, dar pe partea cu stratul de cupru. Cum facem o lipitură corectă? Acesta este rezistorul pe care vrem să îl lipim. Punem vârful pistolului de lipit exact la punctul de contact dintre plăcuță și piciorușul de lipit, în așa fel încât să atingem cu vârful și plăcuța și piciorușul rezistorului. Numărăm încet 1, 2, 3 și aducem cu cealaltă mână sârmulița de fludor în același punct. Lăsăm să se topească o cantitate nu prea mare de fludor, doar atât cât să se depună puțin și frumos pe plăcuță și pe piciorușul de lipit. Apoi îndepărtăm fludorul și pistolul de lipit, în această ordine.
tăiem cu cleștișorul special bucățica de picioruș care trece peste lipitură și gata! Am făcut o lipitură bună! Rețineți! O lipitură bună se face destul de repede, între 3 și 5 secunde. Dacă va dura prea mult, se va încinge rău și plăcuța și există riscul să se exfolieze stratul de cupru de pe plăcuță, acel strat care trebuie să facă legătura electrică între componente, dar și componenta electronică pe care o lipim, care se poate strica. După ce exersați de câteva ore acești pași, veți realiza lipituri de foarte bună calitate, chiar dacă sunteți mici electroniști la început de drum. Să vedem exemple de lipituri. Lipituri realizate industrial în fabrici. Lipituri bune, realizate de mână cu pistolul de lipit. Lipituri puțin mai grosiere, dar bine făcute. Și lipituri nu tocmai îngrijit realizate. După cum vedeți, conductorul acesta nici măcar nu este bine lipit. Avem și lipituri care au curs și s-au întins. Acestea ar fi exemple de lipituri din categoria așa nu. Care sunt principalele componente electronice pe care le vom folosi noi în montajele și aparatele noastre? Bec, baterie, suport de baterie pentru diferite tipuri de baterii. Întrerupător. Rezistor. Potențiometru. Condensator. Diodă. LED. Senzor infraroșu. Tranzistor. Atenție, tranzistorul are 3 piciorușe. Circuit integrat. Difuzor. Buzzer. Exersăm lipirea conductorilor. Cum procedăm? Pașii de urmat. Tăiem conductorul în bucăți de circa 10 cm, de preferat cât mai egale. Dezizolăm ambele capete ale tuturor bucățelelor de conductor rezultate. Aici trebuie să avem puțină grijă. Este o operație mai delicată, care necesită puțin antrenament. Dacă strângem prea tare, nu vom dezizola. Nu vom lua doar învelișul de plastic de pe conductor,
ci vom tăia chiar conductorul. Repetați până reușiți! Acum să vedem cum lipim doi conductori între ei. Cel mai simplu este să ne folosim de cleștișorii mâini de ajutor. Ne fixăm conductorii în poziția potrivită, punem pistolul de lipit exact la intersecția lor, ținem 2-3 secunde, venim și cu fludorul și am făcut o lipitură. Acum să lipim conductori în diferite scheme. Vom începe prin a lipi 3 bucăți de conductor într-un triunghi. Le poziționăm cu grijă și le lipim astfel încât să obținem formele cerute. Dacă nu putem să le ținem fixe pe poziție pentru a le lipi, pentru ajutor la lipirea conductorilor cu precizie în pozițiile dorite, putem apela fie la un coleg sau prieten care să ni le țină în poziție fixă până facem lipiturile, fie la dispozitivul care se numește mâini ajutătoare. Următoarea schemă va fi un pătrat. Vom proceda similar, dar lipim 4 bucăți de conductor. Și ultima schemă va fi un pătrat dublu, sau dacă vreți, un 8 digital. Nu uitați să aveți grijă cum faceți lipiturile!